News, așadar, Liviu Dragnea anunță că va convoca foarte rapid un cex pentru a lămuri situația din interiorul partidului. Vă reamintim, ministrul de interne și premierul României sunt în clipa de față în conflict deschis. Un conflict în interiorul cabinetului generat de către coaliția PSD și ALDE nu poate fi lămurit decât de către cele două partide. Și vă reamintim și semnalul pe care Liviu Dragnea l-a dat în aceste zile premierului Tudose, spunând: eu încă sper că va rămâne premier. Ei bine,